Creanga de Aur este un roman foarte interesant, unic în literatura română. Este scris de Mihail Sadoveanu, e un roman mitic în care se vorbește despre un preot al lui Zamolxe, Chesarion Breb, care este trimis la templele din Egipt pentru a se iniția în tainele lumii, dar și pentru a afla despre noua religie, despre creștinism. În filmul Agora, titlul reprezintă locul de întâlnire din Grecia antică, un fel de piață publică. În acest film, spuneam, este abordată aceeași problematică a conflictului între religie și știință. Mai exact, se vorbește despre dispariția religiilor politeiste înlocuite treptat de creștinism. În centrul întâmplărilor se află Hipatia, care este o femeie astronom, matematician și filozof din Grecia, stabilită în Egipt.